Mulți crescători care se ocupă și de bovine au început să prelucreze gunoiul de grajd pentru a-l folosi ca îngrășământ pe solele unde cultivă furajele dedicate animalelor. Este o alternativă mult mai ieftină la îngrășămintele clasice folosite până la declanșarea crizelor energetice și financiare. Un astfel de exemplu vine și de la Peter Nochi, crescător de vaci Angus în județul Mureș. La el în fermă, tot gunoiul de grajd este strâns pe o platformă, de unde, după un anumit timp, este folosit pe terenul agricol. Zilnic curățăm bălegarul pe platforma temporară, de unde când se adună pe platforma temporară care este dotat cu bazine colectoare de purin, se mută la platforma mare de depozitare, unde acest gunoi de graș stă la fermentat, iar după perioada de fermentare și în perioada optimă de fertilizare pe care ne permit graficele din ecoscheme, le utilizăm pentru fertilizarea terenurilor agricole pe care le deținem, făcând astfel o mare economie în ceea ce privește consumul de îngrășăminte chimice. Este foarte oportun, mai ales că prețurile la îngrășăminte, mai ales la azotat, au ajuns la prețuri peste 1000 de euro tona. Iar făcând o corelație între gunoiul de graș și îngrășămintele chimice, vă dați seama că nu mai ai nevoie de acele cantități. Mă rog, acum depinde și de sol, pentru că noi folosim studii pedologice în care avem niște indicatori unde cât să folosim ca să fim cât de cât eficienți.